Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun regăsit la Constanța News TV, sunt Victor Radu. Mai este foarte puțin până în ziua alegerilor parlamentare și tragem concluziile acestei campanii electorale cu invitatul de astăzi, un om cu experiență în administrație publică locală, Horia Țuțuianu, fost președinte al Consiliului Județean Constanța, candidat din partea Partidului Social Democrat Constanța pentru un mandat de deputat. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc! Domnule Țuțuianu, haideți să începem, franc, să spunem, cu un bilanț al acestor 4 ani în care ați condus Consiliul Județean Constanța și v-aș ruga să facem referință la un domeniu, să spunem, mai actual, legat de vremurile acestea pe care le trăim. Vorba despre investițiile în sănătate, care au început, se știe prea bine, înainte de această pandemie cu care cred că se ocupă acum toți din domeniul sanitar. Vă rog. Da, vedeți dumneavoastră, când am preluat funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, mi-am stabilit mai multe priorități. Bineînțeles, priorități de dezvoltare a județului, pentru că am încercat o dezvoltare echidistantă a județului și, în primul rând, dezvoltarea echidistantă a UAT-urilor de județ, a primărilor, cum le cunosc constanțenii, dar mi-am stabilit niște priorități clare. Dar prioritatea principală a fost sănătatea, drumurile județene, cultura și așa mai departe pe celelalte paliere. Da, sănătatea a fost pilonul principal, cum zic eu, de investiție, pilonul principal de dezvoltare, pentru că știm prea bine, toți avem copii, bunici, frați, surori, părinți, sănătatea este cea mai importantă. Vedeți prea bine ce traversăm de 9 luni de zile cu această pandemie. Eu am spus-o de multe ori, va trebui ușor-ușor să învățăm să trăim cu această pandemie printre noi, cu acest virus pentru noi. O perioadă până se vaccinează lumea, până dispare acest virus, dar de 9 luni de zile vedeți ce dezastru trăim și ce haos este în domeniul sanitar. Și o mare parte o au guvernanții, pentru că țara din punct de vedere sanitar este condusă dezastruos la ora actuală. Haos, vă referiți la modul de lucru, modul în care s-a gestionat această pandemie sau haos în general? Pentru că acum, între noi fie vorba vorbim și de, nu numai... Vorbim de decizii. Da. Puterea de decizie și, în primul rând, investițiile în sănătate. Pe lângă sistemul de sănătate care era afectat ultimii 30 de ani din cauza lipsei investițiilor, din cauza unei strategii foarte clare pentru sănătate, în ultimele 9 de zile a apărut acest virus și au lipsit investițiile, au lipsit deciziile pragmatice, deciziile obiective în ceea ce privește protecția cetățeanului. La asta ne referim. De aceea, când am venit la Curtea Constituțională, am zis prioritar este sănătatea. Să încercăm să investim în sistemul de sănătate și nu vorbim acum doar de Spitalul Județean Constanța, pentru că mai este și Spitalul de Pneumofiziologie, mai este și SOTRM-ul sau fostul Spital de Oase de la Eforie Sud, investiția de la Năvodari, vorbim de Spitalul de la Năvodari sau Centrul Multifuncțional de Sănătate, cum îl cunosc constanțenii, și am zis trebuie să investim în sănătate și am început prima oară cu radioterapie, radioterapia care era închisă. Și știți că mulți pacienți care suferă de această boală crâncenă, cancerul, făceau drumul la București ca să facă această radioterapie. Inclusiv pentru cancer. Da. Și am căutat la vremea respectivă fonduri și proiecte pentru a redeschide radioterapia și a face această investiție în Spitalul Județean Constanța. Și cu multă șansă, spun, pentru că au fost foarte greu de luat în ultimele 9 luni de zile autorizațiile, aprobările, pentru că lucrurile merg mult mai greu. Țara este condusă haotic acum. Această pandemie galbenă, cum îi spun eu, deciziile sunt dezastruoase. Se conduce haotic pe toate palierele, sănătate, cultură, economie, finanțe. Vedeți ce se întâmplă. Cetățeanul suferă, românul suferă. Am rezolvat radioterapia, am inaugurat-o și am zis avem nordul județului. Unitatea de primiri urgențe al Spitalului Județean Constanța, întrucât este un județ turistic, avem peste 2 milioane, 2 milioane și jumătate de turiști în fiecare an, era supraaglomerată. Și am zis, e nevoie, pentru că Năvodarul s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani de zile, ca număr de populație mă refer, haideți să facem o unitate spitalicească în Năvodar. Și am făcut centru multifuncțional de sănătate cu foarte multe secții, dar mi-am dorit ca această unitate să aibă și unitate de primiri urgențe. În nordul județului sunt între 130 și 140 de mii de locuitori. Ar fi făcut foarte mult până la Constanța. Așa că am deschis acest spital în Năvodari. Constanțenii, locuitorii sunt Constanța, merg la Năvodari, năvodărenii merg la Năvodari în acest spital și în același timp turiștii din zona Năvodarului merg în această unitate spitalică și nu mai ajung în Spitalul Județean Constanța să supraaglomereze unitatea de primiri urgență. Vorbim de una din investițiile de suflet ale mele.
secția de neonatologie din Spitalul Județean Constanța, o investiție de 25 de milioane de lei. Atât de mult așteptată și atât de mult... Sunt, acum pot spune cu sufletul împăcat că copiii nou născuți care au probleme de sănătate sau sunt născuți prematuri sau din diferite motive au nevoie de ATI, au unde să meargă, au unde să trateze și cel mai important, au unde să se facă bine. Și am inaugurat acum ceva timp, constanțenii beneficiază de această investiție, vorbim de secția de neurologie pusă la punct, secția de gastroenterologie, județul Constanța, sau Spitalul Județean Constanța nu a avut secție de gastroenterologie și mulțumesc că pe această cale domnului Eugen Dumitru că am colaborat, șeful de secție, am colaborat foarte bine cu domnului și am făcut o secție de gastroenterologie cu o investiție de 8 milioane și jumătate de lei, o investiție care am cumpărat cea mai modernă aparatură din Europa. Deci, constanțenii pot merge cu încredere în secția de gastroenterologie, secția de ginecologie și pot continua cu multe alte secții. Casa Soarelui, iar o investiție care am făcut-o pentru bolnavii de cancer. Știți cum e? Investiții în sănătate cred că ar trebui făcute în permanență. Și mai mult decât atât, dezbaterea asta cu sunt măsuri de stânga sau sunt măsuri de dreapta chiar nu-și are locul nicio legătură. Cu siguranță măsurile astea trebuie luate, investiții în sănătate trebuie făcute. Mai cu seamă în acest an și în anul care urmează, în 2021, care va fi, după toate indiciile, da, foarte, foarte dificil, mai ales în sănătate. Eu sunt foarte dezamăgit din ceea ce privește ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate în ultimul an de zile. Am condus Consiliul Județean, am avut spitale în Surne, dar mai mult decât atât, eu am fost prin prisma funcției de președinte al Consiliului Județean Constanța, aveam și funcția de vicepreședinte al Comandamentului Județean de Situații de Urgență, unde se luau măsurile pentru județul Constanța. Și eu cred că am gestionat bine lucrurile în perioada cât am condus Consiliul Județean, pentru că, vedeți prea bine, apăreau 10 cazuri, 20 de cazuri, 50 de cazuri pe săptămână. Acum am ajuns să avem 500 de cazuri zilnic la Constanța. Eu mă întreb, deciziile se iau haotic. E o întrebare retorică, dar în momentul în care ai ajuns să ai 500 de cazuri, să ocupi locul întâi pe țară la infectări, Constanța, care era printre ultimele locuri, înseamnă că deciziile se iau foarte prost. Se conduce haotic. Nu vreau să spun că este cineva vinovat, dar la cum se iau deciziile la ora actuală, nu mergem într-o direcție bună. De aceea, pe 6 decembrie, toți constanțenii trebuie să meargă la vot și să voteze pentru sănătatea lor, pentru viitorul lor, al lor, al copiilor, al familiilor, al bunicilor. Pentru că am ajuns să spunem votăm ca să ne salvăm. Am ajuns pe 6 decembrie să spunem votăm ca să ne salvăm. Lucrurile nu merg într-o direcție bună. Lumea trebuie să înțeleagă că atâta timp cât acest guvern va rămâne pe funcție după 6 decembrie, vom rămâne stigmatizați, vom rămâne închiși în casă. Vă spuneam mai devreme de domeniul economic. Una din măsurile cele mai aberante pe care le-am văzut de când sunt eu în administrația publică, să închizi piețele. A venit frigul în Constanța. Să meargă constanțenii, merge să vezi ce este în piețele constanțenii. Stau oamenii în frig, se îmbolnăvesc. Pe lângă piețe, pentru că nu stau în piețe, da. În fața piețelor. Fără condiții. Păi, să mă ierte Dumnezeu. În hipermarketurile, care nu au capital românesc, știți prea bine, în cap 1.000-2.000 de persoane și în piețe, unde toată lumea își lua măsurile de protecție, de distanțare, de dezinfectare, cu masca la gură. Acolo umbla virusul, așa, din tarabă în tarabă. Păi bietul cetățean, bietul țăran constanțean, nu se îmbogățește nimeni. Cei care vindeau în aceste piețe, vorbim deci la Cogea, Lag, Lumina, satele adiacente de lângă Constanța, vindeau o ceapă, un arpagic, o roșie, un ardei, o varză. Nu se îmbogățeau oamenii ăștia. Câștigau și ei câteva sute de lei să-și plătească dările care le are fiecare cetățean al României. Sunt producători locali și toată lumea știe lucrurile astea. I-am izolat. N-au alt punct de I-am aruncat în stradă. Oamenii ăștia se îmbolnăvesc. Nu mai vând nimic. Din ce vor trăi? Vine frigul. Va veni iarna. Din ce vor trăi acești oameni? Avem două componente majore în județul Constanța. Agricultura și turismul. Să nu uităm că în județul Constanța sunt peste 50% din locurile de cazare din România. Bun, agricultura a fost un an secetos. Județul Constanța a fost grav afectat de sărăcie, recoltele au fost slabe și toți agricultorii au așteptat un ajutor de la guvern, de la stat.
nu s-a întâmplat absolut nimic. Încă așteaptă. Dacă acest ajutor nu vine, dacă acești bani nu vin de la guvern, este foarte mare probabilitatea ca și recoltele de anul viitor să fie puse în pericol. Bun. Turismul. Am închis terasele, am închis barurile, am închis hotelurile, restaurantele. Sunt mii de oameni, dacă nu zeci de mii de oameni care lucrează în industria Horeca. Cum vor trece acești oameni iarna? Întreb și eu. Nu avem măsuri, nu avem măsuri pragmatice, obiective. Măsuri pentru cetățenii, în primul rând. Și atunci, avem datoria ca în 6 decembrie să mergem la vot și să votăm pentru noi, pentru cetățenii României și pentru dezvoltarea țării. O să spuneți că nu ești de la PSD și de aia insiști. Nu, dar oamenii pregătiți sunt la Partidul Social Democrat. Ați făcut radiografia acestor trei domenii. Sănătate, agricultură, turism. Știm unde suntem acum foarte mulți dintre cei care ne urmăresc și nu numai. Știm prin ce trecem și prin ce trec. Inclusiv medicii, inclusiv cei care lucrează în Horeca, inclusiv producătorii agricoli. Ce face Partidul Social Democrat în ipoteza în care pe 6 decembrie va câștiga alegerile? În sănătate. Haideți să nu uităm un lucru. Cred că asta este mirea Partidului Social Democrat. Să reconstruiască ce au dărâmat alții. Să pună iarăși cărămidă peste cărămidă și să reconstruiască ce au dărâmat guvernele care au venit câte un an, doi și au distrus economia țării. Să nu uităm cine a mărit pensiile. Să nu uităm cine a mărit salariile. Să nu uităm cine a mărit alocațiile. Și să nu uităm până la urmă cine a mărit salariile în domeniul sanitar. Constanțenii știu prea bine și medicii știu prea bine ce salarii aveau până să vină Partidul Social Democrat la guvernare. Acum un medic bun poate pleca și cu 15-20 de mii de lei acasă. Sunt bani. Nu ne mai pleacă medici în afară să lucreze pe la nu știu ce spital din nu știu ce orășel din Uniunea Europeană. Rămân la noi în țară pentru că acum pot face actul medical și în România. Dar eu am mai spus-o, oricât de bun ar fi un medic, dacă nu are cu ce lucra, nu va da randament, nu face bine pacienții. De aceea v-am spus că am încercat să aducem cea mai bună aparatură în domeniul sanitar, în Spitalul Județean și în Județul Constanța. Mă bucur că ați văzut că în programul de guvernare al Partidului Social Democrat sunt prinse 800 de centre comunitare de sănătate în toată țara. Mă voi zbate ca mare parte din aceste centre să ajungă în Județul Constanța pentru că îmi doresc ca cetățenii Județului Constanța să beneficieze de servicii medicale de calitate. Și în localitățile unde sunt 5 și 10 mii de locuitori, să aibă acest centru de sănătate, bineînțeles, mi-aș dori să aibă și un dat de primire urgență ca să nu mai vină până în Spitalul Județean Constanța. Sunt și în Constanța, ca și în multe alte locuri din țară, zonă unde sunt medici de familie, sunt bătrâni aproape de pensie sau ieșiți la pensie de fac un fel de muncă voluntară aproape, numai pentru a rămâne acolo. Problema personalului va fi, din acest punct de vedere, pe lângă dotarea în sine, cred, și acesta foarte important. În primul rând, traversăm o perioadă grea. O perioadă grea pentru toată țara, pentru tot mapamondul. Nu s-a așteptat nimeni ca această pandemie să vină să acapareze tot mapamondul. Dar cred în profesioniștii Partidului Social Democrat. Vedeți ce oameni de bază sau oameni profesioniști sunt pe listele Partidului Social Democrat. Mă refer mai la București. Domnul Rafila, domnul Stăinu Cercel. Sunt profesioniști în domeniul virusologic. Profesioniști în domeniul medical. De aici trebuie să plecăm. Să începem să punem oameni pregătiți, oameni competenți, oameni care au demonstrat profesioniștii la funcția de care trebuie. Deci nu putem să mai mergem cu habarniști pe diferite funcții. Mă uit în actuala guvernare, avem tot felul de patron de pompe funebre, dansatoare, cântărețe prin Ministerul Sănătății. Nu putem. Trebuie să învățăm o dată pentru una că trebuie să punem fiecare om la locul potrivit. Și oameni pregătiți, oameni profesioniști, oameni care știu ce au de făcut. Nu să pui un om care a lucrat la agricultură la sănătate, de la sănătate la economie și așa mai departe. Și Partidul Social Democrat are oameni pregătiți. Uitați-vă, pot da exemplu lista Partidului Social Democrat de la Constanța. Sunt eu pe primul loc, am demonstrat în administrația publică, am dezvoltat în domeniul sănătății, în domeniul infrastructurii, în domeniul culturii și așa mai departe. Cristina Dumitrache, un deputat la al treilea mandat cu experiență în multe proiecte, Lucian Lungoci. Păi, să merite Dumnezeu. Județul Constanța, cred că este singurul județ din țară
care a reușit în 4 ani de zile să reabiliteze aproape toate drumurile județene. Nu știu cum este un județ din țară. Un om care se pricepe. Ne uităm la Senat. Nu știu dacă este vreunul mai competent ca domnul Felix Roy, care atrage fonduri europene. Probabil a avut un miliard și ceva de euro fonduri europene. La fel, locul 2 e domnul Beiloiu, senator cu experiență, președintele Comisiei de Apărare. Deci, pe lista Partidului Social Democrat sunt oameni pregătiți, oameni care își pot spune cu demnitate ideile și pot implementa programele Partidului Social Democrat. L-ați pomenit pe domnul Brăiloiu, care ne-a declarat aici în emisiune că Partidul Social Democrat reia acest proiect al Spitalului Regional, ca să rămânem în același registru. E un spital despre care s-a vorbit și în trecut. Proiectul a rămas undeva acolo, a fost întors. Înțeleg că este în momentul de față din nou spre avizare în Parlament. Spitalul Militar Regional. Munca parlamentarilor constanțeni. Cei care au reprezentat Constanța în Parlamentul României a trecut acest proiect. Este un proiect trecut prin lege, dar cel care conduce această țară și văd că s-a transformat în politicul șef al României sau politrucul Partidului Național Român al președintele țării, în loc să fie un președinte imparțial, un președinte al tuturor românilor, văd că e președinte doar al Partidului Național Liberal, a întors această lege și a privat Constanțenii de a avea un spital regional militar la Constanța. A întors această lege în Parlament. Dar sunt ferm convins că următoarea legislatură această lege va trece și Constanțenii vor beneficia de un spital regional militar la Constanța. Dar merg în Parlament cu un proiect important, un proiect pe care l-am discutat cu colegii mei, cei care candidăm pe lista Partidului Social Democrat în Parlamentul României, Spitalul Regional de Pediatrie. Este un proiect care am început să lucrez eu cât am fost președintele Consiliului Județean Constanța, am început o proiectare, am început discuțiile cu băncile. În primul rând, la un asemenea proiect este de finanțare. Fără finanțare nu poți dezvolta. Și mergem în Parlament să trecem prin lege acest proiect, pentru că Dobrogea, și mă refer acum și la Tulcea și la județul Constanța, sunt peste 1 milion și ceva de locuitori. Toți avem familii, toți avem copii și avem nevoie de acest spital regional de pediatrie la Constanța. Avem schițele, avem datele, avem numărul de paturi. Problema e că ne mai trebuie finanțarea. Dar dacă o ajungem în Parlamentul României, o vom face prin legislație. Și în momentul acela va trebui făcut la Constanța. S-au discutat și amplasări, lucruri de genul. Ne puteți da detalii din acest proiect sau poate e la stadiul de concept? Eu le-am discutat, am început acest proiect în anul 2008-2019. Am început discuțiile, după aceea am început proiectarea, după aceea am început schița, amplasamentul și cel mai important, aveam nevoie de finanțare. Nu costă foarte mult, nu vă chipuiți că costă miliarde de euro. Că nu facem un spital de 1000 sau 1500 de paturi. Eu zic că 200 de paturi sunt mai mult. Eu așa am făcut proiectarea pe 200 de paturi. Amplasamentul va fi, cum l-avem noi proiectat, în curtea Spitalului Județean. Avem toate arterele, avem infrastructura, utilitățile. Acolo este prevăzut, cel puțin avem un proiect să-l facem. Bun, legat de măsurile acestea de carantină, care, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt foarte greu de prevăzut, mai mult nu există predictibilitate nici măcar în alte domenii, numai aici. Dar asta cred că sunt cele mai importante în momentul de față, pentru că de ele depind mersul lucrurilor în economie, în agricultură, evident, în primul rând, în sănătate. Ce credeți că se întâmplă după aceste legi de pe 6 decembrie? În primul rând, ne închidem de tot? Știți prea bine că foarte multe localități din județul Constanța sunt în carantină. Da. Eu chiar întreb și mă întreb, o întrebare retorică, de ce s-a dorit neapărat ca aceste alegeri să fie în decembrie, în plină pandemie, când ai 10.000 de cazuri zilnic, când lumea este speriată, când investițiile în domeniul sanitar sau realizările din punct de vedere sanitar sunt la pământ. Dar cred că constanțenii vor fi la aici și vor merge la vot. Decizia de ce sau cum se va întâmpla după 6 decembrie aparține guvernului. Eu sper că acest guvern să nu mai rămână, să plece acasă, pentru că ne-au băgat într-un haos total. V-am spus, din toate punctele de vedere. Economic stăm la pământ. Sanitar stăm la pământ. Unde vom merge mai departe? V-am spus, am ajuns să votăm ca să scăpăm de ei. Lucrurile nu merg într-o direcție bună. De aceea Constanțenii trebuie să înțeleagă și să meargă să iasă masiv la vot și să voteze Partidul Social Democrat.
Cum ați interacționat cu oamenii în această perioadă? Ați făcut această campanie? A fost o campanie atipică. Știți că datorită, din cauza acestei pandemii, din cauza carantinării, a fost mai greu de a te întâlni personal cu oamenii. Am comunicat mai mult pe rețelele de socializare, mai mult online, pe presă, pe televiziune și am transmis constanților celor care ne votează mesajele noastre, programul nostru de guvernare și ceea ce vrem să facem când ajungem în Parlamentul României. Ne-am întâlnit cu oamenii atât cât am putut să ne întâlnim până să intrăm în carantină, până să intre orașul și multe din localități în carantină. Ce feedback aveți de la ei? Oamenii sunt speriați. Oamenii sunt speriați pentru că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție bună. Oamenii sunt speriați pentru că văd că nu se iau măsuri. Oamenii sunt speriați pentru că vine o iarnă grea. Oamenii sunt speriați pentru că nu mai au bani. Nu mai au locuri de muncă. Nu știu dacă toți cunosc că au dispărut peste 1,5 milion de locuri de muncă în ultimul an de zile. Ce facem? În ce direcție ne îndreptăm? Va trebui să luăm o decizie corectă în data de 6 decembrie. Să luăm o decizie corectă pentru binele nostru, al meu, al dumneavoastră, al constanților, al familiilor noastre. Pentru că investițiile în economie, infuzia de capital în economie trebuie băgată. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu banii acestei țări. Ne împrumutăm masiv de un an de zile. Asta era următoarea întrebare, da. Trăim pe împrumut iarăși, pe datorie. Pe datorii mari. Ne-am împrumutat cu 100 și ceva de miliarde de lei în ultimul an de zile. Și nu vine nimeni să spună ce s-a întâmplat cu acești bani. Unde s-au dus? Am condus Consiliul Județean. Am avut spitale în subordine. Și mai ales din ce îi plătim, pentru că din 2021... Va fi foarte greu. Deci, ce nu înțelegem noi, va veni o criză economică fără precedent. Ce a întâmplat în 2008-2010 a fost o mică parte. Acum va veni criza economică. Și vreau să știu și eu ce s-a întâmplat cu banii țării. Banii munciți de noi, românii, constanțenii. Unde sunt acești bani? Pentru că va trebui să plătim aceste datorii pe viitor. Am înțeles, a fost pandemie, este pandemie, este acest virus pentru noi, au trebuit făcute investiții. Dar vă spun, am fost președintele Consiliului Județean Constanța, am avut spitale în subordine. Ajutor de la Guvernul României n-am primit niciun leu. Tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut cu suportul autorităților județene, ce avea Consiliul Județean în subordine ca spitale, și cu ajutorul Consiliului Local. De aici au venit banii, în ceea ce înseamnă aparatură, măști, dezinfectanți și tot ceea ce este necesar pentru acest virus într-un spital. Unde sunt banii? Eu tot aștept să se iau decizie corectă, să vină acest guvern, tot aștept de 10 luni de zile să vină cu decizii corecte, pragmatice, obiective pentru români și pentru constanțeni. Sau ne-a interesat doar buzunarul propriu, prețul unei măști de nu știu câți euro, nu știu ce izolete la preț de mașină mică sau nu știu ce aparatură de 3 ori, 4 ori prețul. Dar cred că la un moment dat românii sunt cei care vor decide. Românii vor fi în data de 6 decembrie judecătorul care va da cu ciocanelul cine merită să conducă această țară, cine merită să ajungă în Parlamentul României și cine merită să dezvolte mai devreme Constanța și implicit România. Domnule Țuțianu, aveți copii și aș vrea să vă aud părerea și în privința acestui concept de școală online, deși potrivit multora, și școală și online nu prea pot să există în aceeași propoziție, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Nu există, în primul rând. Acum, vă spun ce se întâmplă la mine acasă. Nu știu dacă și la dumneavoastră, o secundă, au fost destul de ferme în ideea asta. Clar, cea mai bună soluție ar fi să deschidă școlile. Cum se va face acest lucru rămâne de văzut, dar e clar că, în afară probabil de cei de la guvernare, în rest, în tot spectrul ăsta public, se tinde către asta. Avem modele deja din alte țări în care școala nici măcar nu s-a pus problema vreodată să fie închisă. Vă răspund corect și din punct de vedere al meu și al partidului social. Vă spun ce e la mine acasă. La mine acasă a transformat casa într-o sală de clasă. OMS-ul din Europa, da, a declarat foarte clar. Școlile nu trebuiau și nu trebuiesc închise. Nu știu câte țări din Europa au școlile închise. Nu se poate face școală online. Vă spun că văd acasă, am un băiețel de 8 ani și unul de 11 ani. Ei nu fac școală. Dacă n-aș fi eu și soția să facem surplusul de care au nevoie pe fiecare materie, nu am face nimica. Copiii nu pot învăța online. Și cel mai grav, au promis tablete. Au promis internet. Eu când am plecat la Consiliul Județean Constanța, am lăsat o situație foarte clară pe fiecare UAT, pe fiecare primărie și pe fiecare sat, că nu este doar primăria, este și satele adiacente unei comune.
unde avem internet, unde nu avem internet. Plecasem cu niște demersuri pentru București, la Ancom, să reușim să punem internet în fiecare localitate din județ. S-au blocat lucrurile, nu s-a mai întâmplat nimic. Păi, au promis tabletele nu au avut. Au promis internet. Atunci, cum pot face acești copii? Vorbim de județul Constanța, de care împasă cel mai tare la ora actuală. Cum pot face acești copii școală? Internet, nu, tabletă, nu. O să vină tabletele. O să vină internetul, o să vină investițiile. Nu l-am poreclit, guvernul o să. În fiecare zi auzim toate posturile de televiziune, o să facem, o să rezolvăm, o să aducem, o să dotăm. Când? A trecut un an de zile. Sunt de un an de zile la guvernale și nu i-au luat nicio măsură. Au împins toate domeniile de activitate din această țară într-un haos generalizat. Nu se iau măsuri. Auzim, o să. Cât o să? Dar constanțenii vor cători pe 6 decembrie, cât o să mai dureze acest osă. A fost recent în spațiul public dezbaterea aceasta legată de faptul că ăsta e cumva un guvern de tranziție. Da, și că abia după alegerile din 6 decembrie va fi legitimat cumva. Și... bine, nu acesta, următorul și probabil, spun, cu același premier. Termenul acesta de guvern de tranziție, un prim-ministru, când l-a împuternicit președintele țării să-și formeze guvernul, nu există de tranziție. L-a împuternicit să guverneze țara, nu să tranziteze țara. Deci în momentul când ajungi, prima zi, când ajungi la guvernarea țării, când ajungi în Palatul Victoria, trebuie să începi să iei măsuri pentru cetățeni. Măsuri obiective, măsuri pragmatice și, în cel mai important, măsuri economice. Acum trebuiau luate și foarte multe măsuri sanitare. Nu s-au luat, le așteptăm, nu. Da, cele economice n-ar fi trebuit să fie luate? Mie mi se pare că am cam pierdut start. Păi nu, avem o problemă, sau au o problemă cei de la care fac parte în această pandemie galbenă. Dăm tot timpul vina pe grea o moștenire. Păi dăm o lună, două, trei, nu putem să dăm un an de zile, suntem la guvernare de un an de zile. Tot așteptăm aceste măsuri. Cum guverne tranziție? Nu există guverne tranziție. Ei trebuie să guverneze țara și să o guverneze bine în interesul cetățeanului. De aceea sunt puși acești oameni pe funcții. De aceea și eu am fost pus pe această funcție, ales pe această funcție. De aceea merg în Parlamentul României. Pentru că cred că la un moment dat se poate face și un alt fel de politică. Nu doar aruncând cu noroi pe cei care au fost înaintea ta. În momentul când ajungi la guvernare, trebuie să guvernezi. Trebuie să construiești. Trebuie să dezvolți. Să arăți lumii, să arăți populației că meriți să fii pe această funcție și de aia ai ajuns pe acea respectivă funcție. Domnule Țuțuie, noi suntem la capătul unei campanii electorale, cum să spun eu, care va intra în istorie. Vom citi, probabil, la un moment dat și despre asta, nu numai despre ea, despre tot anul 2020. Interacțiunea cu semenii a devenit deja un, impropriu spus, lux. E o raritate. Da? Ne distanțăm fizic, ne distanțăm social, ne distanțăm în principiu. Ce le transmiteți totuși oamenilor care se gândesc că pe 6 decembrie, în primul rând, e periculos să meargă la vot? În al doilea rând, sunt nehotărâți chiar dacă ar merge cu cine, n-au cu cine să voteze. Și celor care se așteaptă sau sunt parte din electorat, dar se tem la fel să meargă la urne. Pentru că prezența la urne, mi se pare acum că va fi foarte scăzută, iar reprezentativitatea viitorului Parlament de asemenea va avea de suferit. Constanțenii trebuie să merg la vot. Merg la vot pentru că este un drept constituțional acum 30 de ani câștigat cu demnitate. Trebuie să merg la vot să-și aleagă pe cei care doresc să reprezinte în Parlamentul României. Să-i aleagă pe cei care au dezvoltat, cei care au demonstrat, cei care au construit. Cu toate măsurile de rigoare, de distanțare socială, de purtarea măștii, de dezinfectare. Exact cum putem merge la cumpărături și cum putem merge în hipermarketuri, putem merge 5 minute și la vot și să ne votăm pe cei, să-i votăm pe cei care dorim să ne reprezinte. Să votăm pentru viitorul nostru, pentru viitorul copilor și al părinților noștri. Dar cel mai important, să meargă la vot. Să meargă cu încredere, pentru că vor vota pentru viitorul lor, pentru următorii 4 ani de zile, pentru cei care trebuie să conducă această țară. Și cred că în 6 decembrie constanțenii vor merge la vot și vor alege pe cei mai reprezentativi oameni, pe cei care trebuie să conducă această țară, pe cei de la Partidul Social Democrat. Rămâne un scor de dorit pentru Partidul Social Democrat la Constanța de 30% acesta pe care... Nu m-aș angrena de a face pronosticuri, pentru că nu știm exact prezența la vot.
dar ne dorim la, la Constanța să luăm cel puțin 4 deputați și 2 senatori. Asta ar fi dorința noastră celor de la Partidul Social Democrat, pentru că pe listele noastre sunt oameni pregătiți, oameni care au dezvoltat, oameni care au construit și oameni care sunt reprezentativi pentru toate și au un cuvânt de spus în Parlamentul României și o echipă puternică. Până la urmă, Partidul Social Democrat este o echipă puternică. Domnule Țuțianu, mult succes vă dorim în continuare și să ne revedem după 6 decembrie. Eu vă doresc un astfel succes. Le doresc, în primul rând, constanțenilor sănătate cât mai multă, să ai grijă de ei, să ai grijă de familiile dumnealor și aștept la vot cu inima deschisă să ne votăm reprezentanții în Parlamentul României. Vă doresc o zi bună și cât mai multă sănătate. Numai mie. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți pe Constanța News TV.